avem la guvern un prim-ministru PSD, da? Marcel da, Ciolacu, slavă da? Domnului. Slavă domnului, da? Nu, slavă, cum se zice Ucraina. Ucraina. Slavă Ucraina, da. Uh, Victor, spunem și mie. Deci avem un guvern, da? Acest guvern se da. cheamă Guvernul Ciolacu. Primul da. ministru este șeful PSD, președintele PSD, Marcel Ciolacu. Așa e și normal, așa e și normal, da? Șeful da, de partid. Contează mai puțin asta, era un enunț. Întrebarea este, care este strategia acestui guvern Ciolacu în legătură cu cerealele din Ucraina? Nu știu. Nu am nicio funcție în guvern. Nu că mi s-a oferit ce am refuzat. Nu am, nu știu care este. Deci eu ți renunț aici, apropo de PSD, PNL, ce vrei tu, Iohannis, Ciolacu, 10 teme de care nu se ocupă nimeni. Una dintre ele -a este. Nu se ocupă pro... niște miniștri, habar Nu, nu se ocupă nimeni. Adresc. Asta cu cerealele este o problemă foarte gravă, pentru că s-a terminat cu acordul ăla. Până acum, 50% a recunoscut chiar Iohannis. 50% din cereale tranzitau România, da? Îți dai seama ce va fi acum? Da. Lucrul ăsta s-a întâmplat. E o șmecherie a tuturor. În condițiile în care exista portul Odessa. Da? Și putea din portul Odessa, ca și până acum, să plece cerealele în Africa. Inclusiv Zelenski a venit acum cu aceeași vrăjeală Îmi cer scuze, s-ar putea să-l suspende și pe mine cu la să da pe la apă, că rămânea din Africa fără cereale. Fratele meu. Dar ui... Zelenski are port. Stați un pic, voi n-ați înțeles. Zelenski are port. Are portul Constanța. Ce nevoie mai are de Odessa? Păi nu, dar putea să-l folosească și până să devină Constanța portului. Deci, păi ia lui, ce Victor, ce nostru? vreau să spun eu, că există 10 teme da? Uh, da. majore pentru România, asta e una dintre ele, de care nu se ocupă nimeni. Ei caută acum, da, exact se ca să la care? Se ocupă americanii și securitatea, în așa fel încât să fie bine, să nu fie rău. <laughs> pa, s-a mi-a căzut linia, nu mai am Wi-Fi. wifi la revedere, hai, hai că nu te mai ține. Săptămâna viitoare, nu te așteptăm în studio. Eu vreau, eu vreau, să mai vin în România. Nu te așteptăm rog, un în studio. Că... Uh... Nu vine în studio, da. Mersi dacă că ai trecut. Zero, vin. Te pup, ceau. Așa, da, continuă. Ceau, Victor. Continuă, că suntem doar noi doi acum. De ce să continui? Mă așteaptă Vulga Neagră afară. Să ocupă un american și securitate. Păi ce nu râs asta, mai să mai ocupe p -i p -i și în clasa politică? și păi dacă portul Constanța... lor este împotriva statului român. Da. Și? E prima dată da, când se avem asta. Nu. Da. Spune și mie, e prima, avem e, un prim-ministru, da? Când ai portul Hai să enunțăm, Constanța, fiecare da. enunțăm câte o temă, da. ca, care din punctul fiecăruia din vedere da. este o temă importantă. Da. Doi, politica externă a României, că și guvernul face politică, numai ea. Nu, care nu, este? nu există politică externă Băi, dar a eu enunț una și tu dacă vrei o comentezi, eu nu trebuie neapărat, tu spui una. Da. Care este, ne uităm, da mă arătă cu chestia asta, în fiecare zi, Că mari lideri, ce mai importanți lideri occidentali se duc în China da. și vizitează China. Tu -ai Mulți voie. dintre ei, bun, care este politica guvernului celălalt cu materie de relații cu China, de exemplu, și așa mai departe? Politica guvernului României, în așa. general. Este să asculte de Comisia Europeană și să lase Germania să vă relație cu China, iar noi. Păi pentru și Ungaria suntem... are, stai un pic. Păi, da, da, Ungaria este țară, România nu e țară. Ah. Noi suntem o colonie okay. care okay. ascultă de superiorii ei. Zici și tot, o temă importantă, de o care temă nu foarte știu. importantă care nu o să fie rezolvată niciodată și care este una din marile bătăi de joc. Uh, ai auzit de subvențiile pentru agricultori? Da. Și ai auzit care este diferența între subvențiile date României la... și subvențiile francezilor? Este... Din aceeași cauză. Și știi de cât timp este chestia asta, da. de când am intrat în Uniunea Europeană, 2007, cât a trecut atunci? Sunt 16 ani de zile. Da, da, da. da? da. De 16 ani de zile s-a schimbat cumva chestia asta? Bun. Mirel, sunt multe de discutat, dar mi-e e dragă România și ne batem pentru ea. Stai o secundă, că mi-am dat, mi dat seama acum, vorbind despre teme importante a de bătrâni, da? da? O problemă de care nu se va ocupa nimeni. din păcate. Absolut nimeni. Uh, una dintre folosite... soluții, am zis și un prieten de al meu din America, doctor Ion Alexie, mi-a zis domne, cu ce rezolve asta? În primul rând cu camere de luat, vederi puse în aceste cămine. Da. Este esențial să se pună camere, astfel încât la aceste camere să aibă acces aia, forma aia de, subcap, de supra control, familiile să vadă ce se întâmplă cu chestia asta, să ai acces, că e vorba de părinții tăi, de bunicii da. tăi și așa mai departe, și se rezolvă o mare parte din toate problemele. După aia, chestii financiare. E rândul tău, încă una și după aia trecem la lucruri serioase. O altă problemă importantă a României. Energia. Felul în care noi, în momentul de față, nu mai suntem autonomi din punct de vedere al producerii energiei. Felul în care ai multinaționalele care scot mare parte din crearea, din plus valoarea creată peste tot sunt banii. Victor are dreptate. Atâta timp când principalele tale surse de producție, de, de creare de plus valoare, ți-au fost confiscate de către străini, când a intrat în Uniunea Europeană și când ți-au zis trebuie să privatizeze, aia, absolut la întâmplare, trebuie să le privatizezi la străini, trebuie să privatizezi aia la altă, absolut la întâmplare la străini, ce poți să miști cât timp nu ai bani și cât timp stai la suțuroiul superiorului tău să-ți dea 30 de miliarde, cum zicea Victor? Altă problemă, politica europeană, politica României în Uniunea Europeană. Așa. Nu avem nicio că strategie. Nu există. Nu există, da. nu există. Este da. o politică de, uh, Vasal. de vasalitate. Dar da, ți-am zis da. că e colonie. Dacă e colonie, De adevărat. ce mai, de mai despicăm firul în Când... patru? Ce ai văzut prin Anglia? Ce spune Anglia apropo de Secolul 21, apropo de ieșirea din Brexit, criză și la ei, tot ce spune din Sunt ce prețurile foarte ridicate. Am fost într un loc privilegiat pentru că este unul din locurile La Edinburgh unde ai fost? Nu, n-am fost la Edinburgh, am fost la Bath, care bath e o chestie foarte elaborată, mm -hmm. prestigioasă, cu bani, turiști. Deci nu pot să spun că am fost în Anglia, am fost într unul din locurile scumpe și decente ale Angliei. N-am fost nici la Birmingham fost Vreo teamă, vreo anxietate, lumea de acolo Bani Așezați, bani Bani, bani, dar bani am și Am fost în Marius Am fost în Din ce anii orașul ăla? vârf de sezon Da Unde e lume foarte bogată Sau bogată, sau decentă Din nu ce an, unde bogată. e orașul ăsta situat? Păi stai, Batu este lângă Bristol Spre da. țara Galilor Cum se scrie? b băi da. E cum e la noi băile da, da, da. Și care e de pe Păi depinde de când vrei să discutăm Că e de făcută pe vremea romanilor, este de dinainte de romani. Primele uh, datări sunt de pe vremea celților, înainte să cucerească romanii. Mm. Romanii au făcut băi, terme, cum au fost la noi băile Herculane. Păr mai acolo o catedrală unde a fost uh, încoronat primul rege al Angliei la 973. Bunăstare, stare! Bogăt bună bogăție! Stare, bogăție! Totul bine Repet, cu bani. pe bani. zonă, bogată. Bogată. Dar uite, apropo de asta, deci a rezistat la romani, a rămas <coughs> ceva, da? Mă uit la asta, Last of Kingdom, ai văzut? The Last of Kingdom? Da. Uh, am citit cărțile, l-am văzut. Până în anul 800, s-a lăsat praful de ce făcuseră romanii. Uh, nu în anul 800, în anul 400, în 50 de ani, în generație. Păi, da, poate mai mult, da, mă dar rog, și după 400 de ani de era ce? Vaxă. Pentru că alea au fost vremurile, pentru că. Așa romanii s-au retras Bun. și pentru mai că. Departe. Erau mai departe, ești puțin un mare de iubitor de filme, ai recomandat la un moment dat două seriale, una da. cu niște. cum se cheamă serialele alea? De multe ele Cu războinici, nu, 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 războinici, o armată. Band of Brothers. Da Band of Brothers E o miniserie Neapărat nu, seria, câte episoade Da. Are 8 opt, opt, uh, episoade foarte bune Mai ziua cum problem. se cheamă să Band of Brothers Band of Brothers Adică banda uh, fraților Sau gașca da, de frați E, e dintr-un citat din, din Shakespeare Mai Ui departe Aceiași regizori producători Au mai făcut o serie foarte mișto De mult Au făcut pe urmă Dar au făcut și Pacific Dacă nu mă înșel Care e destul de bine uh -huh. Făcut dar nu la fel Nu ai zis ca Band tot Era parcă producătorul Era regizor La un alt Cu un regizor celebr Păi este Steven Spielberg Care a ai făcut Aha. Saving Private Ryan. A, ăsta e. Da, ei sunt. A, și ei ăsta e, tot seri, ăla e alt serial pe miniserie pe care ai recomandat-o. Uh, Saving de Private Ryan este film, uh -huh. uh, Band of Brothers este. Mai mi ai recomandat-o miniserie, la fel ca asta, foarte mișto. Slow, mă rog. How, Slow Horses, dacă nu mai Cum? Slow Horses, ia acum o chestie recent făcută cu Gary Oldman, foarte bun. Bun. Da. Uh, spuneam aseară, noi la anul. Întâiului stau și eu de vorbă cu întâiul sociolog al țării. Începem în iunie europarlamentarele da. și, practic, avem în fiecare lună alegeri. Da, așa este. Adică 5 rânduri cu turul 2 la prezidențiale, da? da? În 6 luni, cinci rânduri. Da. Cât de importante, care sunt mesajele care vor conta, în ce măsură între alegeri, că e câte o lună. Dar o să fie fenomen de domino, cum a fost și în a, 2020. Deci, da. O să fie, un Explica. fiecare o să o influențeze pe celălalt. Deci, de că la europarlamentare... exact, dacă pică una, pe urmă le împinge pe toate celelalte. Pentru că nu e timp. Da. În, în șase nu sunt cinci de alegeri. care va avea un, un scor foarte bun în, la europarlamentare, va merge în cascadă și la locale, la parlamentare, la prezidențiale. Cele care vor avea problemă, cum ar fi, de exemplu, liberalii, o altă discuție, o să aibă probleme tot restul uh, alegerilor. Uh, o să fie interesant, o să fie intens.